Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică, în primul trimestru al acestui an s-a înregistrat o creștere de 18,1% investițiilor în domeniul construcțiilor, segment în care în ultimii doi ani au fost de fapt doar scăderi. Au fost realizate lucrări de construcții noi în valoare de 37.262 lei, ceea ce au reprezentat 69,8% din valoarea totală a lucrărilor de construcții. Din punct de vedere al lucrărilor de construcții noi, ponderea cea mai mare o dețin lucrările executate la construcțiile inginerești, 59,1%, iar cea mai redusă la clădirile rezidențiale, 14,6%. Foarte puține locuințe au fost finalizate în județul nostru în intervalul în discuție, dar asta se poate datora și faptului că a fost iarna, iar în acest sector este greu de lucrat în sezonul rece. În trimestrul 1-2018 au fost terminate 75 de locuințe, din care 34 în mediul urban și 41 în mediul rural. Va fi interesant de urmărit evoluția investițiilor în domeniul construcțiilor în trimestrele 2 și 3, cele în care de fapt se lucrează cel mai mult.